Următorul subiect, Ioana Popescu recunoaște întâlnirile cu Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș, în toate locuințele. Dacă a fost și acesta un motiv al divorțului, ne spune colegul meu Robert Costache. Alături de el este și Ioana Popescu. Bun găsit, dragilor, Hristos a înviat! Bun găsit, Violeta, Hristos a înviat, sunt alături de Ioana. Am găsit-o într-o stare nu prea bună. Ce s-a întâmplat, Ioana? Salutare tuturor, adevărat a înviat, Paște fericit și să fie la toată lumea bine. Eu nu prea sunt, într-adevăr, foarte fericită. Și, da, ce să spun, am postat ceva pe Facebook, după care m-ați sunat, așa este, am decis să mă despart definitiv de soțul meu. Sunt mai multe, acum nu vreau să intru în detalii. Mie și, până la urmă, mie, într-un fel, da, care e faza? Dacă n-am spus, am tot spus, i-am tot spus, hai să ne despărțim, ne despărțim, dar până nu o pui public, am senzația că unii nu pricep. Ai citat foarte multe motive acolo, ai făcut referire și la anumiți oameni, l-ai citat și pe domnul Hagima. Ce se întâmplă? Nu vreau să intru în asta. Adică am pus-o la final, am spus niște explicații, ca nu cumva tocmai să nu se intre în aceste speculații. Ca să vă spun, nu știu, poate lumea nu înțelege cât eu mi-am iubit și mi-am iubesc pisica, dar asta a fost cireașa de păr tort, în ghilimele, faptul că eu i-am lăsat-o mai pe pisicuța mea, pe pisilina la el în grijă, ca să nu cadă de la etajul 8, da? Pentru că era cât să moară de câteva ori. Și el ați văzut acolo că are grădină, are vilă. Și am spus, băi, hrănești-o, te rog, din sufletul meu, că exact acum, 2 ani sau când am fost la Denisa, i-am spus, băi, ai grijă cu pisica că o îndop cu toate alea. Și i-a dat și pește, i-a dat și ficat, i-a dat și ouă. Și aici ți-am dat și ție examen, cartofi prăjiți. Și ea nu avea voie la 13-14 anișori să mănânci și cu probleme de rinic. Și acum a fost, am observat că era grav de tot, că a slăbit și doctorul, după nu știu câte analize, mă rog, că în câteva zile, dacă nu-și revine, să fie, ne recomandă să fie eutanasiată. Și am spus, măi, că vai că plâng, măi nu, deci tu ai adus-o în halul ăsta. Asta a fost cireașa de pe tor, bomboana de pe colivă. Și multe, asta nici... Deci... Foarte multe motive. Le citesc chiar acum. Ai spus și despre, uite, ai spus și despre piesa lui Holograf, care l-a supărat atunci, sau... Sunt multe. Eram acum câte... Cam pe vremea asta la mare mă dusesem și m-a luat de la mare și am pus, era la radio, erau aproape pe toate posturile Holograf, mă rog, el știe de altfel de Dan Bittman și ce a fost, mă rog. Și mi-a închis așa și a început să și țipe și după aia, mă rog. Și am lăsat așa, da, asta am vrut să specific, că nu neapărat din cauza asta, asta a fost tot cum un an, dar am vrut să se specifice, că nu cumva să creadă lumea că din cauza a unor lucruri din trecut. Eu am făcut o postare în care am spus mai multe lucruri și n-am spus decât 10% din... Atunci e un bărbat gelos? Este gelos? El nu arată, se stăpânește, dar are crize. Adică acum câteva săptămâni mi-a spart o farfurie cu mâncare, ce să, de nervi. Bine că nu m-a lovit, dar nu, el nu e genul să nu vreau să înțeleagă greșit, nu lovește, dar are momente, da. Spune aici că pentru o scorpioancă ca mine nu mă incită cu nimic. El nu face absolut niciun efort din tot ce l-am rugat eu foarte mult. Eu vreau să fie într-un anumit fel. Nu intru în detalii. Nu vrea să fac aceste eforturi, iar în loc să petreacă timpul cu mine, nu, că așa suntem, ar trebui să fim, să petrecem. Eu bănuiesc că știi cum e când ești cu iubita ta. În fiecare seară, sau mă rog, la câteva seri după ce termin programul, mergi cu ea, nu? Așa mi se pare. El se duce la 1000 de activități. Teatru, joacă pe domnul Goe, cântă în corul biserice, e nu știu ce, face nu știu ce alte... Fără tine, nu? Evident că fără mine, dar logic, că îmi spune că nu, că după jobul lui se mai duce și termină pe la... Și asta în fiecare zi de zi, și am spus o chestie asta, m-am săturat, am obosit eu. Și el, în loc să renunțe la unele, și-a mai luat și altele. Are niște cursuri de psihopupu, nu știu, tot felul de chestii. Spune că nu contribuie cu nimic pentru sporirea averii. Da, eu nu mă refer aici să-mi dea mie să-mi plătească aici, că eu mă ocup singură de tot ce am eu. Dar măcar la el să facă sau să facem ceva, că, repet, nu este normal, că nu suntem bogați, nu suntem, nu știu,
mini, ceva, nu știu, cum au alții patru case. Noi, din păcate, trebuie să avem grijă de unele case, nu sunt ale mele. Eu nu dispun de ele, nici măcar nu pot să le închiriez, dar trebuie să mă ocup de ele. E bine, eu pot să mă mut într-una, dar, da, într-adevăr, pe ăsta pot să-l închiriez, ăsta de la, de aici, din Berceni. Da? Da, nu, și v-am repetat povestea, cred că deja toată lumea s-a săturat, toți românii să asculte povestea asta interminabilă cu Ioana și Ionci, care Ionci nu vrea să facă nimic, să cumva să diminuăm, pentru că sunt atâtea facturi, au crescut toate, v-ați uitat cât au, deci toată lumea știe cât au crescut toate. Deci eu am la mine 400 ceva de lei pe singură. Vreau să mă întorc puțin, pentru că citesc multe lucruri interesante aici. Ai spus că domnul Hajima ne-a vizitat în anii trecuți în toate cele patru case ale familiei. Nu, s-au cunoscut și cu Ionci? Da, l-a cunoscut și pe Ionci, pentru că l-a cunoscut și pe băiatul lui Ionci, de altfel. Dar nu vreau să, repet, nu vreau să intru în asta, pentru că nu vreau să, am spus doar că am specificat în postarea mea că nu are legătură despărțirea mea nici de holograf, Bitman, nici de Hajima. Absolut nicio legătură. Asta am vrut să specific. Spuneai tu, scuze că te întreb, mai spuneai tu că ați fost într-o singură vacanță, una de două stele. Ce înseamnă două stele? Cea mai ieftină, când vă uitați, cea mai ieftină vacanță din Rodos pe care putea să o găsească, nu știu, 300 de euro, ceva de genul ăsta, undeva la capătul lumii, mi-am luxat și glesna, evident că n-am închiriat nicio mașină, a trebuit să mergem cu... Nu, eu n-am fițe! Eu nu am fițe, dragii mei, eu am mers și cu rulota la Vadu, dar măcar să mă ducă săptămână sau lună de lună, sau eventual plătesc și eu, dar nici măcar disponibilitatea. Uite, vezi cum, uite, așa o să zică lumea, uite, Popeasca, iarăși spală rufele în public. Nu le spăl neapărat în public. Vreau să știe, pentru că toată lumea îl vede pe Ionci ca Sfântul Duh, da? Și el, uite, are atâtea multe și nu supor chestiile astea. Nu supor ca lumea să dea, de exemplu, vina pe anumite persoane, când poate cealaltă persoană. Eu vreau să spun lucrurile și cu asta basta. Mai întâi ceva până să închem, mai există cumva ca el de împăcare? Nu, de data asta chiar îl rog din suflet să nu se supere pe mine. Eu i-am tot spus, haide să facem frumos. Am mai avut vreo tentative, două relații. Nu? Nu, am avut două relații, tot așa, a trebuit să mă duc la televizor ca să termin, că nu se mai putea. El este un om foarte bun, credincios, dar e foarte încăpățânat. Și n-a vrut, până când i-am spus, gata, la televizor, nu mai există cale de împăcare, deci nu, n-am ce să-i fac. I-am zis, măcar, uite, ai disponibilitatea acum cât am făcut vedetă, du-te și alegeți, uite că sunt o tonă de fete care lucrurtează acum. Mulțumim, Ioana, că ne-ai împărtășit prin ceea ce treci cu această despărțire și ne întoarcem acum la colega mea, la Violeta.